conferința de preț menită să răspundă la întrebările jurnaliștilor ialomițeni, pare că l-a pus în dificultate pe președintele Consiliului Județean Ialomița în timpul întâlnirii de ieri, 15 mai. Și pentru că o filmare face cât 1000 de cuvinte, vă invităm să analizați răspunsurile cu privire la cheltuirea banilor publici pe care Morarul Victor îi administrează. În urma consultării, ce s-a întâmplat? Și când a avut o consultare pe sediu? În momentul în care dumneavoastră ați lansat în spațiu public că instituția își propune să adiționeze un sediu, nu credeți că era suficient? Nu vă tratează lumea cu seriozitate? Da. Sau... Feedback-ul pe care l-avem pe site-ul instituției, nu avem o avalanșă de oameni nemulțumiți că administrația își dorește să facă investiții. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, am în față un centralizator pe localități de la Garda de Mediu, potrivit lui avem 31 de hectare de, dacă îmi permiteți ca să nu greșesc, depozitări necontrolate de deșeuri. În realitate, după cum știți și dumneavoastră, sunt 150 de gropi de deșeuri neconforme funcționale, la care se mai adaugă alte 100, da, în diferite locuri din județ. Deci, cantitatea raportată sau suprafața raportată este poate de 10 ori mai mare, dar eu spun prostii, ne rezumăm la aceste 31 de hectare. Aș vrea să vă întreb dacă ați mai avansat în proceduri sau în inițiativa legată de identificarea unei zone pentru un depozit zonal de deșeuri, unei suprafețe pentru un depozit zonal de deșeuri. Dacă aveți o opinie vis-a-vis de această situație, la Marea, de exemplu, unde a fost primar și groapa nu a ieșit peste noapte, este nominalizat un hectar de groapă de deșeuri neatinsă. Da, acolo este un proiect european pe groapa asta. Nu vreau să insist. Aș vrea doar un punct de vedere general despre situație, despre ce am eu în mână ca și hârtie și despre demersurile pe care le face autoritatea, ținând cont că tot timpul ne așteaptă infrigi pântor. Da, mă surprinde că vă așteaptă infrigi pentru doar de câteva luni. Mă gândeam că vă aștept. V-a așteptat de mult infrigi mea. Așa este, dar acum aveți un an și dumneavoastră. Eu pot să vă spun doar că la nivelul județului este o problemă mare faptul că n-a existat un operator constituit de către Consiliul Județean Ialomița. Și că ați făcut referire la Amara, Amara da, a fost beneficiara unei finanțări europene, după foarte multe eforturi, a reușit să obțină această finanțare și se referă la colectarea selectivă a deșeurilor. Problema județului Ialomița o reprezintă însă acele platforme cu noi de graște, care ele n-au fost incluse în niciun fel de finanțare la acest moment, nu este finanțare. Dacă pe zona de deșeuri mai au fost administrații care au realizat proiecte, s-au asociat și au rezolvat parțial această problemă, în această zonă de deșeuri de la animale nu există și probabil datorită faptului că ele există aceste platforme, cetățenii mai duc odată cu gunoiul de grajd și celelalte deșeuri. Problema mea este următoarea și nu înțeleg. Sunt instituții ale statului care se ocupă serios de aceste aspecte. Nu înțeleg de ce dumneavoastră contraziceți curtea de conturi și alte care nu au găsit... Nu, vorbea de lipsa de finanțare pentru a rezolva o asemenea problemă. Eu v-am dat un exemplu de o sumă imensă cheltuită pentru 180 de pun, că i-a tuns firma Consiliului Local, da? Și vă mai dau exemple și de alte, 40 de milioane de lei pentru cai și ponei, adică pe lună, adică vă mai dau și alte exemple. Pe lună. Da. 40 de milioane de lei? Da. Nici de asta nu știți? Ce problemă aveți dumneavoastră ca să înțelegeți? Nu asta, că cereați finanțare externă să rezolvați o problemă de mediu la nivelul 16 ani, la nivelul orașului Amara, ați așteptat, mă rog, o finanțare externă, când bani, dacă nu plăteați atâta consultanță, atâtea studii, atâtea fond, se găsea un bugetul local pentru a rezolva Cred că dumneavoastră nu înțelegeți un aspect. Nu aveți nicio calitate ca să spuneți astăzi că cetățenii din Amara au decis greșit. Nu, nu au decis greșit. Păi dumneavoastră ce contraziceți?
Am zis eu că au greșit când au decis. Păi... Eu v-am a spus că aș fi așteptat că nu a fost deschisă nicio linie de finanțare. Iar eu v-am dat exemplu de două cheltuieli care mie mi se par mai puțin importante decât cheltuiala cu riscul de mediu de acolo. Mi se par dumneavoastră. Domnul Moraru, revenind la achiziția sediului BCR, a spus că ați retras inițial proiectul pentru că nu aveați răspunsul de la BCR cu privire la costurile de încălzire, așa a spus la ultima conferință de presă și a spus că ne vă spune la dispoziție aceste date. Spuneți-ne acum, în legătură cu ce a întrebat domnul Panai, care sunt costurile cu încălzirea pe lună sau pe iarnă, că va veni de la BCR, dumneavoastră a spus că ați așteptat această depunere. Nu știam. Că nu puneți la discuție. Ne-a promis acum, nu știam că o să aveți această întrebare, dar colegii noștri de la instituție au avut o corespondență cu... Da, și au scris costurile acolo. Nu pot să vi le spun. Și ce dată trebuie să vi le spun? Peste o jumătate de oră, când ajungem la... Nu le puteți să le pe site. Da, pune pe site. A doua întrebare legată tot de recapitulare, cheltuieli, secțiunea de funcționare a autorității executive, aici sigur domnul președinte poate să ne spună, dumnealui cred că a insistat pentru această suplimentare, capitolul 20301, reclamă și publicitate, inițial 17.000 de lei plus 15.000 de lei acum. De unde ați avut bani necesari sau de la ce alte capitole să încheiați 5 contracte pe servicii de televiziune de 520 de milioane de lei? La reclamă și publicitate, în mare parte, sunt anunțurile pentru concursuri, anunțuri pe achiziții și alte anunțuri. Contractele cu media sunt pe alt articol bugetar, sunt pe alt articol bugetar, nu sunt în alt articol. Care articol? Unde găsim bani? Sunt în buget, prevăzut din bugetul inițial. Aici nu avem trecute decât articolele pe care sunt influențe. Tot pe 20, sper să nu greșesc. 20 și 20, parcă, da? Vă spun. Și clar, sper să nu greșesc. Da. Sper să nu greșesc. Că tot 20, cred. Dar aici nu mai anunțuri. Ați plătit un om să publice toată întâlnirea de la Consiliul Județean, apoi să publice toată ședința de Consiliul Județean cap-coadă cu toți cei care au vorbit acolo. Nu contează asta. Da? Important este să o facă de acum încolo. Așa este cinstit în contract. Dacă chemați un instalator acasă, vreți să meargă toate instalațiile din casă. Trebuie să luați în calcul și dumneavoastră că aceste televiziuni au un spațiu. Online-ul nu are spațiu rezervat, domnul președinte. Tăream la televiziunile care... E una singură. Alea 300. E una singură, Antena 1. Restul nu sunt televiziuni, sunt online-uri. Și permite. Poate să le dau fără nicio restricție din partea mea, nu știam că nu, trebuie să fie o solicitare din partea noastră, mă iertați, de banii aia să muncească. Sunt doar filmările cu dumneavoastră, domnul președinte. N-am nicio problemă să fie 5 minute, 5 minute și părtinitoare. Dar nu cu dumneavoastră, e contraproductiv. E anormal. Vă rog să vă uitați pe procesul verbal care va fi aprobat joi. Cum discuția dintre dumneavoastră și cu Dragoș Tare este redusă la minim cât se poate de minim. De ce nu se dau toate... Și nu m-am uitat foarte atent, pentru că astăzi am primit dosarul. Nu m-am uitat, n-am fost foarte atentă să compar banda cu procesul verbal. Deci este trunchiat, nu este real. Da, dar acolo s-a spus esențialul. Procesul verbal al ședinței. Da. Procesul verbal al ședinței. Când e un proces verbal al ședinței, se, totuși, se dau toate intervențiile. Nu s-au dat toate. Ei, nu s-au dat. Este ca la povestea cu televizorul. Da? Nu mai dați banda, nu mai dați procesul verbal. Dar spuneți selecții din procesul verbal, precizați clar. Fragmente, fragmente din. Nu avem niciun fragment, nu se poate fragmenta. Păi dacă nu se poate fragmenta, să fie integral. Dar nu la mine, procesul. Trebuie să fie exact ce m-a discutat acolo. Păi dacă nu este... Păi nu sunt. Poate nu folosește orice expresie. Nu știu, poate să punem expresii urâte. Am idee. Și care e problema? Hârtia suport orice, domn președinte. Nu știu. Credeți-mă, știu din experiență. Dar nu, noi nu avem nicio restricție în acest. Păi vă spun că se fac selecție și nu se dă integrat. Și să reducem. O să verificăm, o să verificăm. Unii dintre colegii noștri au ajuns salariații dumneavoastră. Dacă la Consiliul Județean, strict, îi puneți pe oameni semneze când pleacă, când se întorc, foarte strictă toată povestea, de ce unii salariați plătiți din banii Consiliului Județean, din bugetul județului,
le permiteți dumneavoastră să umble creanga la tot felul de acțiuni, la acțiuni la partid, pentru tot felul de, știe tot imaginea dumneavoastră în centru. Mă gândesc că dacă au un contract de muncă, trebuie să stea la muncă programul pe care îl au, la fel cum stau și funcționarii din Consiliul Județean. Așa mi se pare mie corect din afară. Eu sunt persoană fizică, juridică, plătesc taxe și impozite, care o parte, o cotă, intră în bugetul județului și mă deranjează când văd ceea ce se întâmplă cu banii județului, plătind tot felul de servicii care, doar pentru imaginea dumneavoastră și a partidului din care faceți parte. De la ce vreți? Păi uite, acum au mers după vizita ministrului, așa, în tandem cu președintele PSD. Ce căuta? Era vorba de culturi agricole, nu de cultură. Regulamentul nu l-am printat, dar l-am citit, să știți. Și n-am găsit că trebuie să ajungă la astfel de evenimente. Am găsit cum să vedeți, să vedeți ce s-a întâmplat. Are acolo atribuții manager. O să vedeți. Și poate îmi da și un răspuns. La următoarea conferință.